pare un tablou înspăimântător și mie. Mi-aș fi dorit ca despre acest lucru să nu fiu nevoit să vorbesc eu, un simplu parlamentar, ci să vorbească oameni care au luat milioane de voturi. Klaus Iohannis, președintele României, a înțeles ce se întâmplă, dar tace. Fostul președinte Traian Băsescu știe și dânsul, dar tace. Fostul președinte, fostul prim-ministru Victor Ponta, din autoexil, a cedat și tace. Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu ne spune doar sferturi de adevăr, iar președintele Camerei Deputaților Valeriu Zgonea așteaptă și tace și dânsul. Tuturor acestor oameni le este frică.